eventual ascultă, eventual. Sau a lui telefon atunci. Că știi cum e. Sună el, dar telefonul meu nu sună. Numai dacă mă uit să văd că nu mă uitim la cine este. Atâta poate ține ceva ai apăsat. Nu, n-am apăsat. Nu, dragă. Ia așa stă telefonul pe masă, se luminează ecranul și îl iau și îl deschid. Bă, lasă. Îl deschid. Și atunci mă uit pe numărul lui, da? Numărul lui cum apare? Nu apare cu 0 înainte, că el are 0, 7, 4, 4, 5, 5, 8, 3, 8, 0. Și nu apare în față 0. Nici să sune, nici nimic. Numai să aprinde ecranul și numărul ăla apare, fără 0. Și atunci eu îl sun. No, că eu știu că numărul lui de telefon. Ce sun? De când n-a de mai sunat, vai, dar de câte ori l-am sunat. Este și mie mi se întâmplă că îmi cheamă că atunci nu mă pare că sună, sau? Da, nu povești. Povestea este că nu... Povestea o trebuie cu telefonul. Nu, din ei, din rețe. Da. Dar și pe tatăl tău este când îl sun și zice, a venit, nu a sunat. Că stai să vezi, dacă apare că... Și Bolga, noi de câte ori am sunat-o și nu sună telefon. Dar nici nu m-a sunat. Dar nici nu sună, nu numai să... Dar nici nu sună. Dar eu ia așa... Răstând cu tati și să spui că deja așa s-a răsut și nu sună telefon. Nu, e pe masă în bucătărie și eu din bucătărie mă duc din căier. De câte ori am zis că te-am sunat, ce ai făcut că nu mi-ai are telefon? Sau vorbesc cu voi, sau vorbesc cu Ofelia. Atunci ar trebui să suni ocupat. Este. Da, dacă vorbești cu cineva, da. Lenia e ocupată. Da, am vorbit cu Ofelia și zice, eu aud că e ce zice. Zice, nu că în altă parte, zice că probabil unde stai, n-ai semnal. Eu am auzit să-ți ești pătici. Pătici ești, pătici. Pătici suntem.